Seara, startul programului Noua Casă 2021, plafonul de garantare de 1,5 miliarde de lei va acoperi 18.000 de cereri, iar 14 bănci sunt înscrise în acest program. Pentru ediția din acest an a programului Noua Casă, guvernul a alocat un plafon de garantare în valoare de 1,5 miliarde de lei, circa 300 de milioane de euro. Valoarea maximă a creditului care poate fi accesat prin programul Noua Casă 2021 este de 66.500 de euro pentru locuințe al căror preț este de maximum 70.000 de euro, avansul solicitat fiind de 5%. Pentru locuințele al căror preț este de maximum 140.000 de euro, puteți accesa 119.000 de euro. În acest caz, avansul solicitat este de 15%. Dobânda este variabilă, calculată în funcție de indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor, la care se adaugă o marjă fixă de maximum 2%. Directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Dumitru Nancu, a menționat că programul Noua Casă își păstrează și în anul 2021 principalele avantaje majore față de orice alt credit ipotecar: avansul minim, dobânda avantajoasă și garanția de stat. Plafonul de garantare pe care îl avem la dispoziție anul acesta va răspunde solicitărilor a peste 18.000 de aplicanți în program. Cei care doresc să aplice pentru un credit Noua Casă trebuie să se încadreze în două categorii: fie nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul-soția nicio locuință, indiferent de modul în care a fost dobândită, fie dețin în proprietate cel mult o locuință cu o suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați, dar care nu a fost achiziționată prin programul Prima Casă. Programul nu are limită de vârstă și poate fi accesat fie singur, fie împreună cu partenerul de viață, dacă îndepliniți amândoi criteriile de eligibilitate ale programului. Totodată, programul permite și achiziționarea unei proprietăți cu o valoare ce depășește 140.000 de euro, cu condiția achitării diferenței din surse proprii.